De luna viitoare, împătimiții sportului vor putea urmări GSPTV în rețelele tuturor operatorilor de cablu, analog și digital. Conform principiului mass-carry, prevăzut în legislația audiovizuală, GSP este unul dintre posturile de televiziune care trebuie transmis obligatoriu pe toate platformele de cablu. Din 21 mai, postul nu a mai figurat în grila de programe RCS-RDS. În octombrie, Consiliul Național al Audiovizualului a amendat RCS-RDS cu 10.000 de lei pentru neincluderea GSPTV în pachetul de bază oferit abonaților. Luna aceasta, pe 19, a fost emisă o ordonanță președințială care obligă RCS să reintroducă în grilă GSPTV. Aici se încheie Observatorul.